Agenția Națională de Administrare Fiscală le reamintește celor care înregistrează obligații fiscale principale restante că pot beneficia de anularea dobânzilor, majorărilor și penalităților la acestea dacă depun o cerere în acest sens până în 16 decembrie. Pentru accesarea facilității fiscale trebuie să fie respectate condițiile impuse de lege, respectiv achitarea obligațiilor bugetare principale cu scadențe până la 31 decembrie 2018, precum și a Bugetare principale și accesorii cu termenele de plată între 1 ianuarie și 16 decembrie 2019. Anularea obligațiilor accesorii nu este condiționată de depunerea notificării privind intenția de a beneficia de această facilitate fiscală, însă este obligatoriu să fie depusă până la data de 16 decembrie, inclusiv o cerere în acest sens la organele fiscale competente, transmite ANAF. Prin achitarea voluntară a obligațiilor bugetare principale restante la 31 decembrie 2018, precum și a obligațiilor bugetare principale și accesorii cu termene de plată între 1 ianuarie și 15 decembrie 2019 se pot anula obligațiile accesorii aferente obligațiilor bugetare principale restante la 31 decembrie 2018. În caz contrar, se vor continua măsurile de executare zilită asupra tuturor veniturilor și bunurilor deținute de contribuabili pentru recuperarea acestor obligații. Cererea de anulare a obligațiilor de plată accesorii poate fi depusă și fără a fi necesară deplasarea contribuabilului la organul fiscal competent prin intermediul serviciului Spațiul Privat Virtual.